După ceasuri și ciocolată, Elveția dă lumii, încă un exemplu. De la 1 ianuarie, localnicii care au peste 16 ani pot să-și schimbe genul și numele cu o simplă cerere la biroul stării civile, fără terapie hormonală, diagnostic medical sau multă birocrație. În Europa, doar Irlanda, Belgia, Portugalia și Norvegia sunt la fel de permisive. Noul curent care dă drepturi tuturor minorităților sexuale a fost ironizat însă în Parlamentul European de un politician socialist din Germania. Geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Schwule, sehr geehrte Lesben, sehr geehrte Androgyne, sehr geehrte Bigender, sehr geehrte Frau zu Mann und sehr geehrte Mann zu Frau, sehr geehrte Gendervariable, sehr geehrte Genderqueer, sehr geehrte Intersexuelle, sehr geehrte weder noch Geschlechter, sehr geehrte Geschlechtslose, sehr geehrte Nicht-Binäre, sehr geehrte Pangender und Pangeschlechtlichen. Și uite, așa continuă domnul vreo două minute, cât îi ia să salute toate genurile și să salute pe toată lumea. Măi, și am încărecat pe așa și v-am spus povestea așa. Deci o lume foarte complicată. Ne transformăm într-o lume foarte complicată. Păi nu, tocmai vrea să devină mai simplu această lume. Ce asta să mi se pare. Mai simplu? Păi poate eu mă simt femeie, tu te simți bărbat. N-avem chef să trecem prin tot felul de schimbări medicale, prin terapie hormonală. Mergem la starea civilă și ne schimbăm. Păi și ce că-ți schimbi numele te ajută... Și sexul, atenție. Că-ți schimbi, pardon, sexul te ajută. Păi nu cred că te ajută, că dacă vrei realmente să te ajute, probabil că trebuie să faci realmente acea schimbare de sex. Dacă cu asta te identifici tu, foarte bine. Vorbim aici și de copii de 16 ani. Da, da, păi aici este... Păi da, în felul ăsta, dacă se răzgândesc apoi, totul e reversibil. Ai făcut doar o schimbare la primărie. Da, ai dat cu subsemnatul acolo. Mă duc chiar cu buletinul și am să mă întorc bărbat. Mă, fiecare cum e fericit. Dar, dacă asta tot ai adus vorba de copii, 16 ani, azi îmi place roșu, mâine îmi place albastru, azi vreau ceva, mâine vreau altceva. Totuși e o nebuneală aici, adică, scuză-mă, e un dezechilibru, e o dileală, adică azi fac așa, mâine fac altfel. Nu, să noi facă, urmărim ce pentru copiii noștri? Să facă ca la schimbarea username-ului, știi, pe Facebook, să-ți dea o limită. Ai voie 3 schimbări în luna asta. Exact, ai voie. Nici pe, scuză-mă, dar nici pe Instagram, dacă vrei să-ți schimbezi ca a doua oară, trebuie să aștepți nu știu cât. Păi, adică, mi se pare așteaptă. Că nu ne ajută deloc să fim echilibrați toate aceste decizii, numește-le cum vrei. Mi se pare că, din contră, ne complică viața mult mai mult. Adică, dacă realmente vrei acea schimbare, probabil că o faci cu adevărat. Nu știu dacă te va ajuta să te simți mai femeie sau mai bărbat, după caz, dacă ai acolo un buletin scris F în loc de M sau M în loc de M. Dar lasă-i pe ei să decidă asta. Eu tocmai asta spun. Schimbările astea există, ele sunt cerute. De ce să-i pui să treacă prin toată birocrația, prin tot chinul ăsta medical până la urmă? Să-i obligi. Dacă vrea să facă și asta, să facă. Dacă nu, doar și-a schimbat bine, în buletin sexul. Și bine, bravo, domnule. Aș merge și la Carmina în juriu, pentru că anul ăsta am avut Carmina Miss Nevada, foarte populară, prima femeie transgender. Ce părere ai tu despre această libertate de alegere a genurilor, în care toți fac ce vor și aleg ce gen vor ei și noi le acceptăm, practic, părerea? Într-adevăr, este o știre care rămâne foarte mult timp și este de foarte mult timp în headlines. Așa cum a spus și în alte interviuri, poate eu sunt de părere că orice decizie care ține de persoana ta, atât timp cât nu îi afectează pe ceilalți, atâta timp cât e legală și cât, cum să spun, e făcută în mod conștient, nu ar trebui împiedicată în sensul în care vorbim acum despre schimbarea de gen. Atâta timp cât vorbești și tu, Angela, despre vârsta minimă de 16 ani, într-adevăr. Și mie mi se pare că e un pic cam prea devreme să știi cu siguranță ce vrei să fii, în contextul în care foarte mulți tineri nu știu ce vor să facă când vor fi mari, ce care vor să urmeze.
Cred totuși că pragul acela ar trebui un pic ridicat până la momentul sau măcar până la vârsta la care este considerat ok din punct de vedere al conștiinței pe care o are o persoană sau măcar să introducă un fel de testare, un fel de interviu ca cel care ascultă să-și dea seama că acea persoană chiar își dorește acest lucru. Mm-hmm. Carmina, din nou, atâta timp cât te face pe tine să te simți bine. Da. Carmina, ai văzut poate că s-a tot discutat, de exemplu, în competițiile sportive, știi, în competițiile sportive feminine să nu participe femei care au fost bărbați, pentru că hormonal există alte competențe, din punct de vedere hormonal există alte competențe și mai păi departe. Păi da, mă, dar la Miss tocmai mi se pare un dezavantaj dacă tu ești bărbat. Vreau să întreb pe Carmina, cum ți s-ar părea să participe, să ai o colegă participantă în această situație și să și câștige. Uite, diferența dintre o competiție sportivă și o competiție de Miss este că la Miss contează foarte mult atitudinea pe care o ai și încrederea de sine. Adică, la concursurile de Miss, foarte mult, un rol foarte mare îl joacă și feminitatea. O feminitate nu e neapărat legată de gen. Okay. Am văzut concurente și s-au și organizat concursuri pentru persoane transgender anul acesta și vreau să vă spun că au fost niște concurente care te purtau de această feminitate și e un lucru evident și care trebuie luat în considerare. Nu o spun neapărat că am fi noi sau ei, mă rog, ele, într-un dezavantaj. Foarte mult ține de cine ești cu adevărat și cum te prezinți pe scenă.